Găsit, dragi prieteni, iată la Târgu Ocna, în weekendul 30 martie, 1 aprilie, a avut loc un eveniment deosebit, găzduit de domnul Drăgănuță la Motel Minerva. Bineînțeles că dumnealui ne va da toate detaliile despre ce s-a întâmplat aici la Târgu Ocna și în mod special la Motel Minerva. Bună dimineața! Ne aflăm în a doua zi de concurs la Hotel Minerva din Târgu Ocna. Este un concurs open de șah la care sunt sportivi din mai multe orașe ale țării. În primul rând, cea mai mare reprezentare este din județul Bacău. Avem jucători din Harghita, de la Miercurea Ciuc, avem din Buzău, avem de la Brașov, avem de la Iași. Și dacă am uitat pe cineva, dar este un turneu mare, este prima ediție, cu toate că am mai avut competiții pentru copii. Vă spun că alături de această competiție avem și un turneu al copiilor, pentru că trebuie să avem o izvoare, să continue tradiția jocului de șah. De ce am hotărât să organizez asemenea competiții? Pentru că iubesc acest joc, de mic copil jucam șah, am o pauză de vreo 30 de ani de când nu am mai jucat în competiții, am participat și eu, m-am înscris deci la această competiție. În bucurător am reușit să câștig două partide din primele trei runde, ceea ce, pe lângă activitățile multe care le aveam, mă determină să reiau pregătirea în șah și să mă alătur acestor oameni deosebiți care participă la competiții în țară și folosesc mintea, pentru că jocul de șah ajută nu numai în joc și în viață, pentru că viața este ca o partidă de șah. Și vă spun că oferă premii destul de consistente. Mi-aș fi dorit să ofer premii și mai mari. Îmi propun la viitoarele competiții să ofer premii cât mai mari. De aceea invit pe această cale toți iubitorii de șah să urmărească pe pagina de Facebook a hotelului Minerva competițiile viitoare. Peste aproximativ o lună de zile vom mai avea un turneu. Rămâne să studiez calendarul de competiții, să nu ne suprapunem cu alte competiții din localități apropiate, județe apropiate, pentru că e bine să ne sincronizăm ca să nu blocăm participarea la alte competiții și nici ceilalți să blocheze la noi. Pentru această competiție au venit, cum v-a spus, jucători din toată, aproape din toată țara, sunt foarte puternici, avem maestru în șac, domnul Ciobanu, care este din Bacău, mai avem un domn Ciobanu din Târgu Ocna, care nu este legitimat, dar joacă foarte bine, așa e predestinat cei cu numele de Ciobanu să fie baci în șac, și de la Târgu Ocna neclasificați sunt eu, mai e domnul Cristian Antochie, care cunoaștem șacul și cred că ne înrolăm ca la armată, așa, și la competiție de șac. De asemenea, din Târgu Ocna avem pe domnul Valentin Negureanu, care participă frecvent la competiții, este jucătorul care m-a și învins, nici nu speram să-l bat pentru că joacă foarte bine și are rezultate extraordinare, care m-a sfătuit în modul de organizare a competiției și îi mulțumesc. Și în aceste competiții trebuie să ții cont, ca și în altele, ca și în viață, de părerile celor de lângă tine. Deci la această competiție oferim premii din partea unității hoteliere Minerva de mai bine de 3.000 de lei. Locul 1 va câștiga 1.000 de lei, cupă și diplomă, medalii, de asemenea locul 2 600, locul 3 400 de lei. Premiem și pe categorii de ELO, de la 1.001, cei care se înscriu în competiții pleacă de la un ELO de 1.000. Deci între 1.001 și 1.500 primesc premii simbolice, cupe, diplome, medalii și locurile 1 câte 150 de lei, locurile 2 câte 100 de lei, locul 3 50 de lei. Însumate sunt de aproximativ 3.500 de lei premii. Mi-aș fi dorit să ofer premii mai mari dacă era o participare mai numeroasă și îmi propun un target la o participare de minim 40 de jucători, să ofer premii de 13.000 de lei. Iubesc acest șah, invit copiii, vin și oamenii maturi să ni se alăture acestor evenimente. Dacă din rândul oamenilor de afaceri sau iubitorii de șac doresc să susțină aceste competiții, le susțină financiar, fac din aceste competiții să fie cunoscut numele orașului nostru și să vină cât mai mulți turiști în localitate. Pentru că și competițiile vreau să le organizez pe undeva la minim 3 zile, în așa fel încât să bucure de frumusețele
turistice ale localității noastre, iar următoarea ediție, dacă vor fi mai mulți participanți, și cred că vor fi, pentru că simt recenziile din rândul jucătorilor, să desfășurăm minim o rundă în Mina Salina. Juriu, deci avem, competiția s-a desfășurat prin juridic, prin organizarea unui club din București, CESBEC, așa, avem arbitru, domnul Mavrodin Marin, din partea Federației Române de Șah, dânsul s-a ocupat de partea tehnică, înainte de startul competiției a propus un comitet format din jucători din toată țara și a fost aprobat de majoritatea celor prezenți pentru a fi transparență și respectarea. Partidele se scriu, se joacă la ceas, totul este ca la carte. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua, mă numesc Negureanu Valentin, sunt din Târgu Ogna și ceea ce pot să spun este faptul că mă bucur foarte mult de acest prim turneu care s-a desfășurat și se desfășoară în continuare la Minerva. Din mai multe motive. În primul rând, mulțumesc domnului Drăgănuță că a avut această inițiativă. El având și experiență în acest domeniu, fiind președintele Federației Române de Bechemon, și el este un jucător titrat, a participat în toată lumea, pot spune, că nu numai în Europa, la turnee, și are o mare experiență competițională. Deci, unul la mână. Doi la mână, are această locație minunată în care se pot desfășura aceste competiții și în al treilea rând este un om de afaceri și știe să motiveze sportul în general. Această competiție pe mine m-a bucurat pentru că include Târgu Ogna pe harta șahistă a României. Eu, participând în mod regulat la turneele de șah, și vă spun sincer că îmi doream în adâncul sufletului să avem și noi parte de un turneu în această zonă, având în vedere că este stațiune, avem mina de sare aici, avem Slănic Moldova, deci, adică și vizitatorii se pot practica și turismul pe lângă sportul în sine. Deci participăm în regulare la turnee în toată țara și vă pot spune că am experiență și pentru prima ediție eu zic că este un succes, pentru că au venit jucători din toată țara, au venit de categorii diferite. Deci concursul, chiar dacă n-a fost, să zicem, poate atât de mediatizat, a început să atragă atenția, în primul rând, a jucătorilor de șah și suntem pe un drum bun. Domnul Drăgănuță dă și niște premii consistente, v-am zis, și știe cum să atragă oamenii în acest sport. Da, vă mulțumesc și dorim să se desfășoare totul cum ne-am planificat. Vă salut din nou pe această cale. Am revenit la microfon. L-am invitat alături de mine pe domnul George Bratu. Este din Buzău. Este nevăzător, dar este candidat de maestru, așa, zic bine. Da. Dânsul a editat și o carte. O are cu dânsul, o să vă prezinte. Îi mulțumesc că a venit la acest turneu, la Târgu Ogna, și sper să se simtă bine și să mai vină și cu alte ocazii. Domnul George, cum de-ați aflat de concursul nostru? Eu țin foarte mult să vă mulțumesc pentru această invitație. Păcat însă că acest concurs nu a fost popularizat mai devreme, pentru că sunt sigur că în acele condiții s-ar fi prezentat mult mai mulți sportivi. Da, aveți dreptate. Mai târziu am gândit să facem această competiție. Într-adevăr, trebuie popularizat cu ceva timp înainte.
A fost afișat mai târziu pe site-ul federației, pentru că noi mai târziu ne-am gândit să organizăm cu ei, într-adevăr, dar mă bucur pentru că acum dumneavoastră vin de la Buzău, alți jucători de la Iași, de la Brașov, de la Baia Mare și cumva acești jucători participanți vor veni și cu prietenilor și cu colegii de club. La ceea ce ați oferit dumneavoastră aici, vă asigur că vor veni mult mai mulți șahiști. Vă mulțumesc frumos. Am văzut că aveți o carte în mână, dacă vreți să o ridicați. Da, cartea se numește Finaluri artistice. Este vorba despre acele finaluri care impactează asupra... Către cameră, finaluri. Și am avut surpriza să aflu de la colegii mei că n-a mai fost o astfel de inițiativă, cel puțin în Europa, în ceea ce privește ca un... și a fost nevăzător să editeze o carte. Și asta mă bucură foarte mult. Da, pe noi ne onorează prezența dumneavoastră. Să scrieți o carte, să jucați șah la asemenea nivel. De când jucați șah? De la ce vârstă? Eu joc din copilărie, joc șah, am îndrăgit acest sport, dar am făcut și mult mai multe sporturi atunci când aveam un rest mai bun de vedere. Pot să vă spun că, așa, în ideea de a demonstra celorlalte persoane posibilitățile pe care le au în realitate persoanele cu dizabilități, am încercat să fac niște lucruri mai deosebite. De pildă, am înotat 40 de kilometri pe siret, de la răsăritul soarelui la apusul soarelui. Apoi am plecat cu barca de la Galaz la Sulina. Două persoane cu... Avem amândoi restul de vedere pe atunci. Ceea ce nu se încumetă nici oamenii așa, sănătoși. Da. Și o altă acțiune de anvergură la care am mai participat a fost să participă la o călătorie în jurul lumii. Fantastic. În 1995. Da. Dragi telespectatori, vedeți, domnul Bratu, George, nevăzător, joacă șac, scrie cărți. Iar prezentat. Da. O selecție a celor mai importante și impactante finaluri artistice care culese de-a lungul vremii. Vă mulțumim, domnul Bratu. Eu vă aștept și la următoarea ediție. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Vă rog să-mi permiteți să ofer un bonus pentru următoarea ediție, să aveți cazarea pentru dumneavoastră și soția dumneavoastră din partea unității hoteliere Minerva, fără să plătiți, pentru că ne onorează eforturile pe care le faceți dumneavoastră și valoarea dumneavoastră și exemplul pe care îl dați iubitorilor de șah. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu să revigorăm sportul și multe alte activități în țara noastră care au decăzut în ultima vreme. Mă numesc Bruma Ioan și sunt antrenor de șah. Am terminat facultatea de educație fizică și management în sport și anul ăsta mi-am luat calificarea ca antrenor de șah. Ce vreau să zic și ce m-a determinat? În primul rând, noi suntem o țară destul de mare și avem posibilități mult mai mari ca Moldova, care este pe locul 6 la Olimpiadă și noi pe 37. De ce? Pentru că s-a introdus șahul în școală de pe timpul cât era sub dominația Rusiei. Și Rusia a dominat cu Karpov, Kasparov, totdeauna eșalonul șahistic. De asemenea, vreau să zic că și astăzi, în țara noastră, sunt mulți copii pe care am antrenat înainte de a fi legitimat, erau foarte răi și după ce au învățat șahul au devenit buni, calmi și de-a lungul timpurilor majoritatea care au știut șah au făcut și o facultate și au devenit oameni cu principii sănătoase. De asemenea vreau să zic că cel mai important și mai important și pentru ce am făcut școala asta, vreau să fac ca anumite persoane să știe că șahul e folosit și la orice echipă de club, basket, volei, handball, chiar și la celebrul Becali, dacă ar avea un antrenor în care să facă șah cu
fotbaliștii, rezultatele ar fi mai mult mai bune. Vă dau un exemplu cel mai elocvent. Paris Saint-Germain, unul dintre cele mai puternice cluburi din lume și cu cei mai scumpi și cu primii trei jucători din lume, cei mai valoroși, nu poate lua Liga Campionilor. De ce? Nu există coeziune, ei fiecare se gândesc totul pentru ei să devină celebri prin tribling și nu colaborează și asta. Dacă ar juca șah, ar fi altceva și să vă spun exemplu, la orice echipă, după ce joci șah, ce faci? Te duci la o bere. Berea și orice alcool în viața sportivă, cât de mic, că dăunează și nu se face performanța așteptată. De aceea eu aș introduce, de mult trebuia să introducă șahul în școală și în afară de asta, la orice echipă de club potențială, să plătească un antrenor de șah care cu 2000 de lei, ce acolo, face minuni. Pentru că ce? În același timp mai poate face și masaj, că e expert și știe și ce hrană să mănânce copiii și cum să se poarte și jocuri distractive care și eu știu că am fost în Franța și am învățat tehnici de cum. Și oricine care un bătrân, dacă știe, pune o tablă de șah, pune o regină. Îl învață pe copil nu să înceapă, că de obicei copiii au tendința să înceapă șahul, ei nu știe și plâng dacă pierd, dar nu știu să mute. De-aia trebuie întâi regulile, că șahul nu e așa simplu. Faptul să arunci un copil ca să înțeleagă sensul jocului îți trebuie cel puțin o lună. Sunt și genii care după 3-4 zile deja știu și au învățat. Și sunt acum în țară, la noi, copii chiar și de 6-7 ani care au valoare de 1600-1700 elo și joacă foarte bine, sunt ambițioși, calm și copiii aceia precis vor reuși în viață. Cam atât am avut de spus și îl rog pe Becali să-și bage un antrenor. M-aș duce chiar eu că îl simpatizez. Bună ziua, sunt Vișoiescu Alexandru Bogdan, am venit la această ediție la Târgu Ogna de șah clasic, care se desfășoară în perioada 30 martie 2 aprilie. Pentru mine este o mare onoare să mă întorc aici la Târgu Ogna să joc șah alături de prietenii mei, Negureanu Valentin, Beuran Liviu, Ciobanu Aurelian, maestru al sportului cu care m-am mai întâlnit. Chiar am comunicat, am socializat pentru că suntem foarte buni prieteni în afara mesei de joc și sunt foarte onorat să fiu din nou aici. Domnul Drăgănuță, care susține acest turneu, vreau să-l salut și să-l felicit pentru inițiativa foarte frumoasă de a face acest turneu destul de des, dar e o bucurie că avem o prezență foarte mare în nivelul juniorilor, la nivel de juniori. Bună ziua, sunt maestru al sportului Laurean Ciobanu, sunt singur maestru al sportului din Bacău, din județul Bacău. Este a doua ediție a turneului de șah de la Minerva, la care particip, sunt câștigătorul primei ediții. Sunt foarte încântat de condițiile puse la dispoziție de către anfitrionul nostru și gazda noastră, domnul Drăgănuță. Atât turneul principal, cât și turneul secundar pentru juniori sunt binevenite în peisajul local al județului nostru Bacău. Târgu Ogna se înscrie, se pare, începând și cu această a doua ediție a Trofeului Minerva, printre turneile de calitate de județul Bacău. Atât în vedere insist asupra faptului că Târgu Ogna, prin apariția acestui turneu, care de acum devine o tradiție, având în vedere că e vorba de ediția a doua și nu o să fie, vă spun sincer și după convingere pe care domnul Drăgănuță și l-a exprimat, că vor urma mult mai multe alte ediții. Noi personal, grupul Dâmbacău, care am ajuns invitați la acest turneu, îi urăm sănătate acestui turneu, organizatorilor și la cât mai multe ediții. Negru apasă pe ceas. Deci ne aflăm la prima masă. Albul mută. Ne aflăm la prima masă de joc. Domnul maestru Ciobanu este din Bacău. Am să deschid eu partida cu introbutare. Ion, e 2 la e 4.
vă doresc succes în competiție, vă mulțumesc că ați venit la Minerva și vă aștept în număr cât mai mare la competițiile organizate periodic, la o lună, o lună și jumătate, încă un concurs. Succes! Thank you.